Lehliun, sera domnului inginer Gheorghe Teodorescu. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit! Vă mulțumim că ne-ați primit și în acest an. De obicei, veneam la dumneavoastră în sezonul alelelor, înainte de 8 martie. Anul acesta nu ne-a permis timpul, dar am venit după ce s-au trecut lalelele. Cum a fost sezonul de lalele din acest an? Într-adevăr, la 8 martie am încheiat recoltarea lalelelor, pe care am început-o pe 6 ianuarie. Noi avem un program pe 9 săptămâni, pe care anul ăsta s-a încheiat la momentul oportun. În general, a fost un an ceva mai dificil decât anii anteriori, chiar decât cei cu pandemie, cu COVID și așa mai departe, datorită, în primul rând, pieței de la bursă din Olanda, unde prețurile au fost ceva mai reduse decât anii trecuți din cauza evenimentelor din Europa. O anumită țară, neavând acces, să preia flori din bursă din Olanda, și toată asta a creat o supraofertă pentru restul țărilor din Europa și prețurile au fost ceva mai scăzute. Anumiți importatori români au adus la un moment dat cantități foarte mari, dar noi, să zic așa, i-am dovedit cu calitatea. Adică avem calitate mult mai bună, se păstrează culoare și așa mai departe. De acolo venind la prețuri mici, lalele de calitate îndoielnică. Mai sunt și astfel de întâmplări. Da, din păcate afectează pe toți producătorii români. Momentan nu cred că există vreo soluție la treaba asta, pentru că cererea și oferta dictează prețul și problema este că la noi cheltuielile au crescut foarte mult, de la prețul bulbilor, care a fost cu aproximativ 15 bani mai mult decât anul trecut. Am încercat pentru început să mărim prețul cu 10 bani, n-am reușit și după 2 săptămâni am revenit la prețul de anul trecut, iar în toiul recoltării, chiar sub prețul de anul trecut. Și au crescut și cheltuielile cu încălzirea, cu forța de muncă, bănuiesc? Cu forța de muncă e în regulă, pentru că având regim de industrie ca și în construcții, plătind numai cease, sumele pe care noi le plăteam de obicei revin în majoritate angajaților. Dar, de exemplu, prețul la peleți, care era în urmă cu 2 ani 80 de dolari tona, aici la seră, aduși la seră, anul trecut a fost 120 de dolari tona aduși la seră, iar pentru anul acesta a fost 200 de dolari tona cu transportul nostru și cu plata sacilor pe care în anii precedenți îi aveam în custodie și îi returnam. Deci a crescut aproximativ de 2 ori prețul peleților și noi consumăm în jur de 250-300 de tone de peleți. Deci o cheltuială enormă. Și toate celelalte au crescut. Și toate celelalte, prețul curentului, am avut facturi de peste 10.000 de lei și așa mai departe. Și gaze, am folosit la un moment dat și gaze pentru a reuși să începem recoltatul la momentul programat, pentru că numai cu ajutorul centralei nu reușeam să pornim recoltatul în prima săptămână a lui ianuarie și am folosit o perioadă și gaze. În septembrie 2005, împreună cu un partener olandez, inginerul Gheorghe Teodorescu a decis să lase în urmă activitatea de cercetare și pe cea din legumicultură pentru a începe un nou proiect, unul pe care mulți l-au privit cu neîncredere. Timp, terenul de peste 4 hectare, situat în cea mai fertilă zonă agricolă a României, Câmpia Bărăganului, a devenit un adevărat paradis al florilor. Poate și pentru că sera de producție întinsă pe un hectar a fost dotată cu sisteme automate și performante de încălzire, irigare și frigorifice.
dar mai ales datorită faptului că, în timp ce România importa camioane întregi de la lele, inginerul Teodorescu s-a apucat să aducă bulbi și să cultive la lele pentru flori tăiate. Condițiile de la noi din țară au făcut ca florile să fie mai frumoase decât ale străinilor, în culori mai vii și, bineînțeles, mai proaspete. Așa că afacerea a prosperat, iar sera de la Lehliu Gară este recunoscută ca fiind cel mai mare producător de lalele din România. Totuși, nu lalelele sunt mândria inginerului Teodorescu, ci bujorii. Cu ei a reușit să spargă granițele și să facă export tocmai în Olanda. Condițiile acestea mai este rentabil? Dacă piața ar fi corectă și treaba făcută profesional, ar fi rentabil. Dar piața în România este foarte, foarte dificil de controlat. Adică nu există nicio modalitate de control. Prin emisiunile televizate la care am participat, am făcut să crească foarte mult numărul producătorilor. Și de la lele și de bujori. Și de la lele și de bujori. De la prima jumătate de hectar de bujori pe care am plantat-o noi în 2010, cred că acum în România sunt peste 25-30 de hectare. Da. Dar asta e. E loc pentru toată lumea, numai că trebuie toți să fim corecți. În România e mai dificil pentru că nu există cooperative, nu există un program al autorităților agricole să dirijăm cât de cât aceste lucruri, să se organizeze o piață gen bursă, nu există. Deci ar fi binevenit dacă s-ar înființa un departament în minister, un departament de horticultură, să spunem, care să dețină controlul asupra acestor afaceri. Da, pentru că problema nu este numai la zona de floricultură. Probleme au și cei din pomicultură și în viticultură, peste tot sunt probleme pentru că piața este dezorganizată. Înainte de 1989 existau niște unități care preluau marfa. Eram fermier, dădeam telefon că am 100 de tone de tomate și veneau 7 mașini și încărcau 100 de tone de tomate. Acum piața este complet dezorganizată și este la cheremul speculatorilor, să zicem așa. Comercianților, dacă le convine prețul, vin și preiau, indiferent că e marfă perisabilă sau alte genuri de mărfuri. Dacă nu le convine, nu vin și marfa rămâne cum a rămas cerealele prin depozite și altele. Și cred că mai este o altă problemă. Am auzit foarte mulți legumicultori că li s-au tăiat fondurile din Planul Național Strategic. Da, noi când au început programele astea de subvenție pentru tomate, 3 ani am participat la program, ne-am străduit, erau niște reguli mult mai stricte, trebuia până la 1 iunie să vindem o anumită cantitate de pe 1000 de metri. Programul era numai pentru 1000 de metri, deși noi aici în seră am avut ani când am plantat 7000-8000 de metri pătrați cu tomate. A fost în regulă. După aia s-au schimbat guvernele și s-a renunțat la programul ăsta. Acum s-a revenit, dar nu sunt lucrurile făcute foarte clar. Pe parcurs ne trezim cu alte reguli în timpul jocului. Vedem într-o cultură de tomate. În spatele dumneavoastră sunt roșiile foarte frumoase. De cât timp le-ați plantat? După ce am terminat cultura de lalele și am defrișat, am pregătit terenul, tomatele din spatele meu sunt plantate în urmă cu circa 10 zile. Acum le palisăm, le pregătim, urmând ca săptămâna viitoare să comandăm coloniile de bondar pentru polenizare, pentru că noi așa obișnuim să facem polenizarea cu ajutorul bondarilor, care sunt foarte conștiincioși, fac o treabă bună.
Deci aproape ecologic, să spunem. Da, așa, ca fapt divers, eu sunt în general contra tratamentelor chimice și de regulă încercăm prin metode tehnologice să păstrăm culturile sănătoase. Defoliem, aerisim și tot ce ține de noi ca lucrurile să fie în regulă. Aveți o experiență bogată de când lucrați în acest domeniu și se vede din felul cum arată sera dumneavoastră. Ați ales cultura în benzi spațioase. Văd că e un spațiu destul de generos între ele. Pentru că pe acolo trebuie să circule personalul care recoltează, care copilește, care întreține cultura și trebuie să fie un spațiu suficient. De fapt, ați văzut și culturile din Olanda pe grodan sau alte metode de cultură, sunt totuși distanțe foarte mari cu benzi pentru cărucioare, electrice și așa mai departe. Noi nu suntem acolo pentru că plantăm mai multe culturi în acest spațiu în timpul unui an, dar încercăm să facem lucrurile cât mai corect. Și aș vrea să vă întreb până când veți ajunge cu ele, le lăsați pentru câte etaje? Noi aici avem două soiuri, soiul bulgăresc consacrat și cerut de consumator precoz, avem 1500 de plante, restul, circa 5000 de plante, sunt din soiul Viva. Precoz o să îl reducem la 3-4 inflorescențe sau se autodetermină, iar plantele de Viva o să le păstrăm în funcție de mersul pieței. Dacă o să fie un preț bun, o să fie cerere, putem să mergem la 5-6 inflorescențe. Dacă lucrurile nu vor fi în regulă, la 4 inflorescențe le cârnim și stopăm creșterea. Prin iunie, iulie, așa? Da, o să... la începutul lui iulie terminăm precoz, ceva mai devreme, la 15-20 iunie, iar cu cele de Viva putem să mergem chiar și până la 10-15 iulie, dar depinde dacă este rentabil, că am avut ani când am păstrat cultura, am avut o producție foarte mare și n-am avut desfacere. Ni se oferea 50 de bani pe kilogram, dar să le ducem la Buzău. Deci tot dumneavoastră trebuie tot să le și le ducem duceți, și da. La Buzău, da, da. Da, deci n-a fost avantajos în niciun fel. Ni se le recoltăm măcar, așa că... Să sperăm că anul acesta nu o să mai fie piața așa. Da, din câte cunosc din zonele astea puternice în cultura legumelor, o foarte mare parte dintre producători au mai renunțat pentru că lucrurile nu merg pe un făgaș bun. Am prieteni care efectiv au renunțat. Dar la dumneavoastră ar fi și păcat pentru că aveți sera aceasta atât de performantă. Da, este o investiție foarte mare. Avem personal angajat de 20 de ani aproape și trebuie să folosim și construcția și personalul să aibă o activitate cât de cât rentabilă, pentru că altfel... Și tot timpul anului. Și tot timpul anului. Încercăm. Acum am avut o discuție cu un prieten, pentru că avem cam jumătate din seră, jumătate de hectar liber și în ce mod să-l folosim. Și am ajuns la concluzia că o să punem, să facem răsaș și să punem niște ardei gogoșar. Am avut ardei capia, ardei gras, care au dat rezultate foarte bune și pentru toamnă să încercăm cu jumătate de hectar de gogoșar. Gogoșarul care se întinde până târziu toamna. Da, noi avem sera liberă până la 1 decembrie, când începem să aducem lădițele cu bulbii de la lele înrădăcinați din depozitul frigorific. Deci până la 1 decembrie ne permitem. Nu o să păstrăm, bineînțeles, gogoșarul până atunci. Sperăm să-l vindem în timp util. Și noi vă dorim să-l vindeți, să vindeți și roșiile. Vă mulțumesc foarte mult. Cu plăcere, cu mare plăcere. Sper să ne vedem și la bujori și la, poate la gogoșari, cine știe. Da, da, o să fim aici. Cu siguranță o să fim aici. Cu
poate nu toți dintre dumneavoastră știți că există un soi de varză care nu este comestibil, dar poate înfrumuseța casa și grădina dumneavoastră. Varza ornamentală Brassica oleracea este originară de pe malurile Oceanului Atlantic. Sunt varietăți care au existat dintotdeauna în Europa, dar și în partea de nord a Africii și nu numai. Ea este decorativă prin frunzele ei dispuse în rozetă, fapt care o face să semene ca formă cu trandafirul. Are nuanțe de albastru-verde, dar și tonuri de alb, galben, crem, roșu sau violet. Crește bine pe terenurile fertile cu pH neutru sau alcalin. Se udă regulat, dar se evită ca apa să băltească pe sol. Există și în România cultivatori de varză ornamentală. Am întâlnit și noi pe unul dintre aceștia în comuna Ivești din județul Galați. Începutul este cam așa. Ea nu este pretențioasă decât să nu apară vreo omidă. Dacă apare o omidă și a stricat textura, nu mai este bună de vânzare. Când faceți semănatul? În luna august. August, repicarea în septembrie. Imediat la 7-8 zile ea iese. Și la maxim o lună o repicăm. Cât e mai mică, cu atâta nu să tija florală merge mai mult drept. Când o puneți în ghiveci? Am văzut că aveți și în solarii, din poze. Da. Păi în ghiveci am pus-o la cerere mai mult. Că altfel ea trebuia să o vindem tăiat. Că stă și în apă tăiată mult timp. Este o plantă bienală, dar numai în primul an e decorativă. Există soiuri înalte de 80 de centimetri, dar și pitice de 15 centimetri. Acestea din urmă sunt splendide dacă se cultivă în grupuri. Varza ornamentală are nevoie de lumină multă și se poate planta în grădină direct, întrucât rezistă la temperaturi de până la minus 5 grade. Vremea rece din luna octombrie îi va conferi un colorit intens al frunzelor, dar ea se poate cultiva și ca flori tăiate, așa cum face producătorul nostru. Cam vreo două luni de zile stă în apă, fără rădăcină. La ce boli are ea sensibilitate? Sau la ce dăunător? Sau la ce e sensibilă ea, de fapt? Nu e sensibilă la absolut nimic, decât să nu intre vreo omidă în ea. Atât. Da? Da. Nici o strupilă. N-am făcut niciun tratament cu fungicid, să aibă vreun patogen ceva. Deci ați semănat-o, ați repicat-o, ați vândut-o la ghiveci sau tăiată, da? Îngrijiri de astea cu condiții, cu căldură, cu... Când înflorește, nu știu, pot să spun așa că îi apare ca o floare. Păi ea înflorește cam octombrie, da. Și durează vreo 5 luni în florire. După aia, la primăvară, îi dă sămânță. Deci toată perioada de iarnă, când nu prea avem flori, da, sau nu prea avem de ales, putem să avem și o varză decorativă. Da. Cu cât vindeți un ghiveci? Păi, 3 firi, 15 lei, 5 lei firul tăiat. Cam așa s-a vândut anul ăsta. Este prima oară când o cultivăm. Unde o vindeți? În piața centrală, la oraș, în Galați. Și nu vă întreabă lumea ce e asta? Păi, care știu, care nu știu, care au fost prin afară știu. Dar marea majoritate nu știu și vă întreabă ce este, nu? Da, așa este. Nu știu dacă imaginile acestea pe dumneavoastră v-au cucerit, dar vă asigur că în realitate ele arată și mai bine. Dacă doriți să aveți varza ornamentală în grădina dumneavoastră, să țineți cont de sfatul specialiștilor în domeniu, și anume să fie plantată vara ca să aveți un decor frumos de toamnă-iarnă. Emisiunea realizată cu sprijinul NHR Agro Partners.
Este bine ca din când în când, printre toate problemele și informațiile care ne ocupă timpul, să ne aducem aminte despre una dintre cele mai importante activități care a făcut omenirea să progreseze: cercetarea. În România s-au făcut de-a lungul timpului pași extraordinari în cercetarea agricolă și zootehnică, în mare parte datorită pasiunii celor care au ales să se dedice acestei profesii. Dacă și nivelul de finanțare al cercetării românești de profil ar fi egal cu al colegilor din alte țări, mai mult ca sigur că am avea mai multe de demonstrat. Vă propun astăzi o vizită într-un tezaur al zootehniei românești. În anul 1897 se înființează prima oierie sistematică de la noi din țară, Oieria Națională de la Palas, Constanța. Așa s-a început studiul ameliorării oilor țigaie și spancă, al aclimatizării unor rase și a metișilor obținuți prin încrucișarea raselor autohtone cu rase importate. Iar faptul că, după atâția ani de cercetare, rasa Merinos de Palas a ajuns la performanțele de astăzi, se datorează în principal cercetătorilor români care au creat cu trudă prestigiul actualului institut de cercetare Palas Constanța. Da, într-adevăr, anul acesta institutul nostru împlinește 126 de ani de la înființare. Realizarea de marcă a institutului nostru a fost și este în continuare rasa Merinos de Palas, și fac această remarcă tocmai în ideea de a sublinia faptul că, spre deosebire de celelalte rase de tip Merinos din lume, rasa creată de înaintașii noștri este o rasă foarte bine gândită. Adică este o rasă de oi cu lână fină, cu o producție destul de bună de lână, dar și cu aptitudini pentru producția de carne. Noi am venit astăzi aici, trebuie să știe telespectatorii că nu este absolut nimic regizat. Ce se întâmplă acum în spatele dumneavoastră? Explicați-ne și nouă. În spatele meu se întâmplă următorul fapt. E un lucru cotidian în perioada aceasta, adică este perioada de fătare la rasele de ovine pe care le deținem noi la institut. Și vedeți și dumneavoastră, la noi la institut se urmărește fiecare pereche în parte, adică mamă, fiu sau fii, după numărul de mii pe care îi obține. Ceea ce facem noi acum, ce se întâmplă aici, a fost cântărit. A fost cântărit un miel la 24 de ore după fătare. Este aplicat o crotalie, un număr de fermă deocamdată, număr de fermă care înseamnă, are o inscripție de 5 cifre, anul fătării, codul de rasă și numărul de ordine. Uite, avem în spate, putem și în registru, vedem? Sigur, în registru și crotalii, da? Astea sunt crotalii care se aplică. În momentul înțărcării, numărul de pe crotalia de fermă se tatuează pe urechea cealaltă, pentru că crotalia mai cade, dar tatuajul rămâne toată viața. Și după ce se face această activitate, se aplică și numărul crotalia sanitar veterinară. Dar în registru, unde se notează data nașterii, numărul matricol al mamei, al produsului, numărul matricol al tatălui, așa, în acest registru se notează și corespondența dintre numărul de fermă și numărul de crotale sanitar veterinară. În ceea ce privește evidențele, la noi este foarte clar. Orice produs este cântărit, este bonitat, este marcat, înregistrat în registru. Ne aflăm în saivanul în care sunt adăpostite oile din rasa prolifică și oile metise, R1 de 75% Rouge de Luies și 25% rasa prolifică, deci precursorii unei noi rase specializate pentru producția de carne românească. Aceste boxe sunt boxele individuale de fătare, constituite pentru fiecare pereche de oaie cu miel. Și ca prolificitate, deci, de fapt, ca prolificitate, sunt marea majoritate cu miei cu fătări oi cu fătări gemelare, câte 2000. Problema este că obligatoriu, cel puțin în condițiile noastre, este faptul ca mama să stea împreună cu produsul cel puțin 24 de ore în boxa individuală și după aceea se duce într-o boxă comună, unde sunt
mai multe oi cu mii, dar cam de aceeași vârstă. Bun, cum ați ajuns la această prolificitate? La faptul că... Da, am ajuns la această prolificitate prin faptul că am reușit să creăm, să omologăm în anul 2020 rasa prolifică Palas după o muncă de vreo 35 de ani de zile. Și având o prolificitate bună și o capacitate de lăptare foarte bună, deci fiecare mamă poate să ducă până la înțărcare 2 sau chiar 3 produși pe care îi obține, ne-am gândit să profităm de acest lucru și să creăm o nouă rasă românească cu prolificitate foarte bună, dar și cu aptitudini pentru producția de carne. Și am obținut niște rezultate excepționale pentru etapa în care suntem acum. Adică suntem în etapa de ne apropiem de realizarea tipului dorit. Ca o ilustrare a ceea ce v-am relatat anterior, este vorba de miei în vârstă de 60 de zile din cele două variante. Una e varianta precursor pentru o nouă rasă de carne și cealaltă variantă este produs obținut din oaia mamă care participă la crearea acestui nou... Acum putem vedea câte kilograme au la două luni. Vedem câte kilograme au la două luni. Ca să vedeți, să vedem prin comparație și... Da, încape? Da. Să sperăm că încape, că de obicei coșul ăsta e pentru animale mai... Hai, pune-l, pune-l, pune-l. Da, la o parte se vadă aici cântarul. 29,900. Da. Dă-l jos. Da. Așa. Asta. Așa. 26,200. Bun, și un prolific. Uite el pe ăla de acolo. Cu fostul ăsta, cu ăsta. Așa. Așa. Deci ăștia au fost doi produși. Metiși. Așa. Și acum unul din rasă curată, din rasa maternă, ca să vedeți diferența. Da. 21,600. Deci încă o dată, deci, aceeași vârstă, tot aceeași la 30 vârstă, de zile. Aceeași aproximativ, o chestie de o zi, două, să spunem, diferență. Dar asta voiam să pun în evidență, faptul că din rasa asta prolifică a noastră, prin combinarea cu o rasă specializată pentru carne, se obțin și mei mai mulți la 100 de oi fătătoare, dar și cu aptitudini pentru producția de carne. Și vedeți că este o diferență de 6-7 kg, mei întreținuți în aceleași condiții. Haideți să discutăm un pic despre performanța pe care dumneavoastră ați realizat-o. Aveți un concept din Saivan în Saivan. Trebuie să avem în vedere, după părerea mea, și anumite elemente de tehnologie care să fie similare sau, mă rog, cât de cât apropiate de cele pe care le poate oferi crescătorul utilizând progresul genetic realizat de către noi. Condițiile, în mare măsură, condițiile de îngrijire, de adăpostire, de furajare ale animalelor de la noi, de la institut, căutăm să fie cât mai apropiate de cele pe care le poate oferi și crescătorul, tocmai în ideea că adaptarea animalelor la niște condiții total diferite față de cele în care ele s-au dezvoltat constituie o problemă. Rasele noi, nou create, la noi la institut, au la bază oile mame din rasa Merinos. Și în funcție de direcția, de solicitarea pieții și a crescătorului, ne-am orientat. Se cere lapte, mergem pentru producția de lapte. Și cea mai la îndemână metodă este metoda asta de încrucișare, adică oi din rasa Merinos încrucișate cu berbeci, cum e cazul rasei de lapte, cu berbeci din rasa Friză. După generații și generații de metisări și de izolare reproductivă, deci după 35 de ani de zile, am reușit să aducem rasa asta la un nivel de performanță și de stabilitate genetică încât să poată fi omologată și declarată ca rasă. Pe lângă faptul că are o prolificitate foarte bună de circa 140-145% prolificitate, producția de lapte este în condiții normale de întreținere peste 110-120 de litri de lapte mulți. Exemplare cu peste 200 de litri am avut suficiente. Dar dacă comparăm cu rasa țurcană, cu rasele noastre istorice, cu rasa țurcană sau cu rasa țigaie, producția de lapte la noua rasă creată de către noi este cel puțin dublă.
Finanțarea activității de cercetare la noi se face de la bugetul de stat și din surse proprii. Activitatea de cercetare se face pe baza unor proiecte gestionate din Ministerul Agriculturii, proiectele din planul sectorial, proiecte ADER, care au o durată de 3 ani de desfășurare. Într-o activitate de ameliorare în genetica animală, luăm cazul nostru, a ovinilor, în 3 ani de zile cât durează un proiect din ăsta, nu poți să obții niște rezultate concludente. Adică cercetarea în genetică animală înseamnă o durată mai lungă de timp. Cel puțin 10 ani, să spunem. Cel puțin 10 ani. Planul sectorial este foarte bun și bine structurat, dar el este un început. Ei, începutul ăsta trebuie continuat printr-o activitate de cercetare susținută pe o perioadă mai lungă, adică rezultatele pe care le-ai obținut tu în astea 3 ani de zile, trebuie pe un plan tematic mers în continuare pentru încă vreo 10 ani de zile cu o finanțare corespunzătoare, dar și cu responsabilități din partea celui care trebuie să ocupe de problema asta. Fiind o instituție publică și primind și niște bani de la bugetul de stat, noi trebuie să fim foarte, foarte atenți la cheltuielile pe care le facem. În situația aceasta, trebuie să pleci de la un preț de cost cu care realizezi tu progresul genetic până la un anumit moment dat, ca să concretizezi. Deci de la naștere și până la livrarea pentru reproducție, la vârsta de, hai să spunem, 16-18 luni a unui reproducător, asta înseamnă un mior dintr-o anumită rasă solicitat de către crescător, noi avem o cheltuială de, cum a fost anul trecut, cam de 28 de lei pe kilogram greutate vie. Luăm în calcul sporul în greutate sau greutatea vie pe care o realizează animalul la vârsta de 18 luni, cu cheltuielile pe care le facem, pentru că nu poți iei în calcul lâna sau producția de lapte. Cel mai sigur element este dezvoltarea lui corporală, greutatea pe care o ai. În momentul în care valorifici acest progres genetic, nu poți să, că trebuie să asiguri și tu un câștig din surse proprii, nu poți să-i dai la prețul de cost, să spunem 70 de kilograme, facem un calcul, la 70 de kilograme, un animal din ăsta, prețul de cost ar fi 70, cam 2100 de lei. Punem și noi un adaos de rasă, așa, care ar însemna, cum a fost anul trecut, de exemplu, am stabilit prețul de 2600 de lei plus TVA, aproape 2800 de lei. De ce am făcut? Da. Să repetăm la costurile de anul trecut. La costurile de anul trecut. Bun. Acum, problema este în felul următor. Trebuie înțeles un lucru. În România, 80%, cel puțin 80% din efectivul de ovine este deținut de către crescătorii mici și mijlocii. Aceștia nu au putere economică foarte, foarte mare, dar au dorința. Ei sunt baza, că dacă nu mai sunt ei, dispare oaia în România. Și în situația asta, noi trebuie să venim în sprijinul lor, să îi îmbărbătăm, în sensul că, păi, prietene, îți dau progresul genetic, tu te dezvolți, câștigi mai bine și crești efectivul. Bun, în momentul în care eu i-aș cere 4.000 de lei pe un reproducător, el automat spune, n-am, domnule, nu-ți dau atâția bani. Eu, în momentul ăla, nu mai pot utiliza progresul genetic decât să dau animalul la carne. Și la carne iau pe el 700-800 de lei. Bun, cineva când te analizează, știu, organele de control, spune, păi stai puțin, de ce l-ai dat numai cu atâta, când puteai să-l dai cu mai mult ca să-ți realizezi bugetul. Vedeți, noastră, ajungem la puterea cumpărătorului. Iar ajungem la puterea cumpărătorului și interesul nostru este să vedem pe măria sa crescătorul că e bucuros și că vrea să dezvolte, da. Deci cam așa se desfășoară problema. Am ținut la treaba asta, adică la un preț accesibil și pentru crescător, dar acoperitor și pentru noi, tocmai în ideea că ăsta ne este rostul. Și doresc să vă spun că anual vindem de la institut circa 700 de capete pentru reproducție. Deci din animalele nou obținute. Animalele care facem se regăsesc în fermele de unde? Numai de aici, din Dobrogea? Nu, în absolut toată țara, în toate județele din țară, a plecat reproducătorul la noi și avem niște rezultate și niște confirmări extraordinare. Și domne, ce bucurie ai când îl vezi că te sună și spune, nu m-ar mai interesa, știi? Da. Deci în situația asta suntem într-o relație foarte bună și mulțumiți de rezultatele pe care le obțin și ei. Ne aflăm, nu, acum în tezaurul Institutului de la Palas.
Greșesc cu ceva? Nu greșiți, pentru că tot ce avem noi aici la Palas reprezintă un tezaur genetic extraordinar pentru ovicultura românească. După cum a sezat și dumneavoastră, aici ne aflăm în, așa, i-am zis noi, depozitul de gene în viu, in vivo. Pentru că în aceste două adăposturi sunt cazate animalele de perspectivă, adică tineretul ovin femel, mioarele din anul trecut, din toate rasele, miore, dar și berbecii pepinieri. Din fiecare rasă pe care o deținem noi, avem peste 100, în medie, peste 120 de femele de reproducție, deci femele care la ora actuală au vârsta de 12-13 luni și o parte din ele vor înlocui oile reformă, oile mame de care nu mai avem noi nevoie, iar celelalte vor fi livrate către crescătorii în funcție de dorința, cerința lor și producția pentru care își dirigează exploatația fiecare dintre ei. Telespectatorii pot vedea în acest moment registre încă din anul 1925, din anul 1935, iată, arc peste timp s-a ajuns aici. A existat un impas la un moment dat, un impas care s-a rezolvat, trebuie să reamintim, anul 2016. Ce a însemnat acest an pentru Institutul dumneavoastră și pentru cercetarea în zootehnia românească? Ne-am născut din nou. Am avut o perioadă între 2000 și 2016 în care unitățile de cercetare nu au fost, deși instituții publice nu au fost finanțate de la bugetul de stat și a trebuit să rezistăm fiecare cum am putut. Și ați rezistat. Dar am rezistat, însă, pentru noi, și nu este numai o politică pe care o duc eu ca director al institutului, pentru tot colectivul care activează în această instituție, prioritare au fost două elemente. În primul rând, genetica animală pe care o avem și patrimoniul uman, cercetători, tehnicieni și lucrători. Câți angajați aveți în acest moment? În acest moment aici la institut sunt 67 de angajați, dintre care 30 sunt afectați activității de cercetare, specialiști, cercetători, tehnicieni, laboranți, restul sunt muncitori. Cu tot cu cele două stațiuni avem 106 angajați la această dată. Cât de mult înseamnă factorul acesta uman pentru păstrarea în viața a cercetării? Este cel mai important lucru, pentru că factorul uman a contribuit la realizarea patrimoniului genetic, factorul uman contribuie la menținerea lui, factorul uman contribuie la dezvoltarea lui. Problema este că, cum să spun eu, cercetarea asta în agricultură, în zootehnie, asta înseamnă să lucrezi direct cu animalul, asta înseamnă să lucrezi tot timpul cu animalul, asta înseamnă că nu ai sărbătoare, nu ai vreme rea, vreme bună, nu ai nimic, ci ai contact și grijă efectivă de patrimoniul genetic pe care îl gestionezi, pe care îl creezi. În 2016, după apariția legii 45 pe 2009 și după o luptă, să nu exagerez, de circa 4 ani de zile cu toate forurile de care depindea hotărârea de guvern de reorganizare, am reușit și în momentul în care am făcut hotărârea, am fost finanțați de către bugetul de stat. Asta a fost în 2016. Al pionierat, pentru că de la această hotărâre, ce s-a întâmplat ulterior pentru Este drept, în perioada asta, singura și prima hotărâre de guvern de reorganizare care a ieșit a fost hotărârea noastră și cred eu că și pe baza acestei hotărâri, în 2017 au ieșit marea majoritate a hotărârilor de guvern de reorganizare celorlalte unități. Până la urmă a fost vorba și de o înțelegere a necesității dezvoltării activității de cercetare agricole, dar vreau să vă spun un lucru, n-am fi reușit dacă nu am fi demonstrat că suntem buni, suntem necesari și că rezultatele activității noastre ajută dezvoltarea generală a creșterii ovinilor și caprinilor în România. Să vă dau un exemplu. Pentru anul ăsta, având în vedere și celelalte baze experimentale pe care le avem, am solicitat
deși ne-ar fi trebuit cam 14 milioane de lei, cu aproximație, pentru toată activitatea pentru tot anul, am solicitat doar 12 milioane de lei. Însă această solicitare este compusă din partea de contribuție proprie și partea cerință de la buget. Ce înseamnă? Cerința, da. Cerința noastră, adică ne-am făcut un calcul foarte, că prima dată vezi ce poți tu să produci, că nu se știe cât îți dă ordonatorul de credite. Și am făcut un calcul cu venituri întinse la maximum oriunde ce putem să realizăm noi, având în vedere producțiile pe care le obținem, ce putem valorifica, pe urmă o reducere de cheltuieli. Așa, a ieșit că noi trebuie să asigurăm cel puțin aproape 5 milioane de lei din cele 12. Unii când aud de milioane zic că de ce atâția bani, dar trebuie luat în calcul că un efectiv de 7.000 de oi, deci de 7.000 de oi, personalul aferent, toate celelalte care trebuie plătite, curent, lumină, toate utilitățile. Care au crescut fantastic în ultimul timp. Păi, bineînțeles. Pe urmă, noi tot ce facem numai și numai oficial, numai și numai legal, nu suntem deloc pe lângă lege. Toate achizițiile pe care le facem prin sistemul electronic de achiziție publică. Nu există nicio virgulă. Există nicio virgulă. Da. Și mai există și dezavantajul. De exemplu, eu aș găsi, de exemplu, să cumpăr fân, așa, pentru că la efectivul ăsta, suprafața teren pe care o avem, la condițiile de climă, că am făcut amenajare la irigat 200 de hectare pe forțe proprii. Așa, tocmai ca să producem furaje pentru animalele astea. Aș găsi fân să cumpăr în Constanța cu 60 de bani kilogramul, fân de lucernă. Fiind obligat să fac achiziția prin sistemul electronic de achiziție publică, îl cumpăr cu 1,5 lei de la Arad. Pentru că el e pus în seap și eu nu pot să cumpăr altfel. Deci decât nu puteți cumpăra direct. Nu am voie. Și slavă, domnule, că aveți destui prieteni aici care vă pot sprijini în acest sens. Da, bun, măsura asta e luată la nivel național pentru că s-au creat abuzuri, au fost multe abuzuri probabil prin licitațiile astea. Dar unde e vorba de o acțiune din asta, unde este viață și este moarte, unde lucrezi cu animal, cu om care... Hai să spunem așa, că se întâmplă o nenorocire, o cultură, Doamne ferește, se întâmplă, vine un ger, un îngheț, ai întors-o și ai pus altceva. În zootehnie nu mai există cale de întors. Și ca să avem așa un raport față de alții, să zic așa, dacă tot vorbeam de cercetarea franceză cu care ați și colaborat, câți bani au ei în cercetare acolo în Franța, spre deosebire de noi? Am fost în contact și au fost chiar la noi în institut reprezentanții, conducătorii Institutului Național de Cercetare Agricole din Franța. Și de la dânsi, dar și din alte surse, anual, INRA are alocat o sumă de circa 700 de milioane de euro pentru activitatea de cercetare. Din câte știm noi, din câte știu eu, pentru anul ăsta e vorba de vreo 176-180 de milioane de lei bugetul afectat activității de cercetare agricole din România. Nici zootehnia n-a ajuns cum ar trebui să ajungă să fie reprezinte 40% pondere în agricultura românească, dar cred că cel puțin cam în jur de cel puțin 30-35% din bugetul alocat activității de cercetare ar trebui îndreptat spre zootehnie. Zootehnia în general a scăzut. Deci când s-au redus efectivele de bovini, când au dispărut speciile, porcine, păsările s-au împuținat, dom'le, singurul sector unde efectivele au început să crească după o scădere bruscă, cu o creștere anuală de circa 7%, a fost la ovine. Să știți că important în acest fenomen a fost crescătorul, domnule. Că nu era nicio politică de sprijin a oi în România, dar, cum să spun eu, tradiția asta încetățenită, poate și faptul că încă mai mergea și merge și acum exportul în țările musulmane a animalelor vii, dar, vă spun, munca la oaie este foarte, foarte grea. Ar fi renunțat mulți oameni, dar vedeți, au fost împătimiți din ăștia care au păstrat tradiția, că nu au mai văzut, acum avem și noi o importanță, pentru că ne-am făcut cunoscuți. Oamenii când au văzut că pot să obține ceva în plus, ceva mai bun decât ce aveau, s-au îndreptat și spre noi, văzând că au rezultate bune, ce au zis, haideți să continuăm și să ne dezvoltăm. Și cred eu că indirect, așa să zic, am avut și noi o contribuție la această
reconsiderare a efectivului de ovine. Discutam despre investiția dumneavoastră în capitalul uman și de bucuria de a avea lângă dumneavoastră și tineri. Am observat în ultimii ani o, se spune așa, o penurie în ceea ce privește absolvenții de facultăți de zootehnie, adică foarte puțini absolvenți. Am înțeles că nici acum, la ora actuală, nu există o mare, mare încărcătură, să spun cu ghilimele de rigoare, în ceea ce privește admiterea la facultatea sau prezentă la facultățile de zootehnie din Institutul Agronomic. Deci am vrut să fac remarca asta pentru că, bineînțeles că această penurie se manifestă și în unitățile de cercetare. Găsești mult mai greu tineri care să vină să lucreze în cercetare. Salariile nu sunt stimulative. Rămâne, știu, ca o bază foarte importantă aplecarea absolventului spre activitatea de cercetare, spre activitatea științifică, dar și modul cum este tratat și cum este privit de colegi și de conducătorii unităților. În ultimii ani am cooptat în cadrul institutului nostru tineri absolvenți de facultate de zootehnie sau de medicină veterinară, dar este marilor merit pentru că sunt niște copii deștepți, sunt bine pregătiți profesional și mai mult decât atât sunt doritori să lucreze în cercetarea zootehnică. Sunt asistentă cercetător la Institutul de Cercetare și Dezvoltare pentru Ovine și Caprine Palas și doctorant la specializarea genetică animală. În ce an ați terminat facultatea? În 2020. Ce v-a determinat să veniți în cercetare? Nu era mai bine să, eu știu, să faceți un cabinet? Știți că mai nou acum sunteți medic veterinar. Sunt medic veterinar. Marea majoritate se duc la căței, la pisici, la... Acum ați hotărât dumneavoastră să veniți aici? Încă din anii facultății mie mi-au plăcut foarte mult animalele de fermă, să lucrez în fermă. Și aici mi s-a oferit cea mai bună oportunitate pentru mine, mai ales fiind și de sex feminin, pot lucra mult mai ușor cu specia de rumegătoare mici în speță ovine și caprine și pentru mine este o plăcere maximă. De unde sunteți deloc? În mediul rural, din Mihail Cogălnicean. Cum v-ați hotărât să vă duceți la facultate? V-a împins cineva de la spate sau a fost o pasiune? Nu, a fost o pasiune. Încă de mică am crescut printre animale. Eu, înainte să accesez și să intru la facultatea de medicină veterinară, am făcut facultatea de drept, care recunosc că nu am fost foarte încântată și nu mi-a plăcut. De aceea, ulterior, am făcut cursurile de facultate de medicină veterinară. Câți ani aveți? 34. Mulți înainte. De ce Institutul Palas și nu altceva? Pentru că este, după părerea mea și din ce citeam când eram mai mic, acum lucrările actualilor mei colegi, pentru mine a fost un vis. Dintotdeauna mi-am dorit să fac lucrul ăsta, să mă ocup de oi. Și nu v-ați gândit și dumneavoastră la un business, la hai să facem bani, hai să facem crește? Știți, cercetarea este un pic mai specioasă. Este, dar e multă pasiune și nu atât factorul financiar a contat. Spune că totuși cercetarea este menținută în viață la momentul ăsta mai mult cu pasiune decât cu altceva? Da. Ce intenționați dumneavoastră să aduceți nou, să zic așa, în cercetare? Pentru că până acum s-au făcut multe. Merinosul a devenit și de carne și de lapte. Ce vă gândiți să aduceți în plus? Să îmbunătățim performanțele, să continuăm ceea ce au făcut înaintașii noștri. Aici la noi, la institut, încă se promovează respectul pentru înaintași și au făcut lucruri excepționale, părerea mea. Trebuie continuate. În 1964 a fost prima dumneavoastră angajare aici? Prima angajare aici, unde sunt și astăzi. Deci de 59 de ani a stat numai aici. N-ați avut așa vreun gând de plecare? Nu. Mi-a plăcut să îngrijesc animal. Ce v-a determinat așa din lăuntul dumneavoastră să rămâneți aproape 60 de ani lângă cercetarea de la Palas? Dragostea pentru animale. Acest lucru m-a determinat să stau și în ziua de astăzi, unde am crescut mai multe generații de animale,
am livrat îngrijitorilor, crescătorilor de ovine din tot județul și din toată țara. Care e programul dumneavoastră zilnic? Programul este 24 din 24. Să știți că și noaptea, dacă stăm aici, și noaptea avem de lucru. Dar programul de lucru se începe dimineața la ora 6, se termină seara la ora 6. Și va ajunge timpul? Ne ajunge. Contează foarte mult că tinerii vin lângă dumneavoastră și își mai doresc lucrul acesta. Totdeauna am căutat să-i apropii și i-am introdus în problemele mai mărunte prima dată, ca să văd dacă au dragoste pentru animale sau nu. După aceea am intrat în problemele mai în profunzime, mai mari, problemele mai grele puțin. Ca un secret așa, apropo de profunzime, așa, cum îi descoperiți dacă le place sau nu? Este un secret care nu se divulgă. Se cunoaște din priviri și din lucrurile pe care faci zi de zi. Aici suntem în laboratorul de biotehnologie de reproducție și, după cum îi spune și denumirea, ne ocupăm cu tot ceea ce înseamnă reproducție. De la... și în general cu reproducția asistată. Ce înseamnă exact reproducția asistată, să înțeleg? Asta înseamnă că majoritatea lucrărilor noastre de cercetare sunt lucrări de cercetare aplicativă. Adică tot ceea ce demonstrăm noi sau punem în demonstrare în laborator, putem să aplicăm în practică și astfel să venim în sprijinul crescătorilor de ovine și caprine. Munca noastră se desfășoară atât aici în laborator, dar mai mult în fermă. Dacă avem un mascul bun, un mascul ameliorator, îi zicem noi în selecție și ameliorare, cel care transmite gene bune, putem să recoltăm de la el material seminal și să îl însămânțăm artificial la femele de la diferiți crescători care doresc acest lucru. Deci avem toată aparatura care ne este necesară, începând de la recoltarea materialului seminal și până la inseminare. Materialul care este bun, îl crioconservăm. Asta înseamnă că îl congelăm în azot lichid. Și astfel creăm o bancă de gene care poate fi folosită oricând pe și oriunde pe teritoriul țării noastre. Aici avem containerul cu material seminal. Este un container cu azot lichid, unde materialul seminal este conservat în stare congelată la minus 196 de grade Celsius. Îl împaietăm. Aceasta este forma de paietă. Facem congelarea acestor paiete și apoi le depozităm. Paietele sunt inscripționate încât știm exact de la ce mascul, rasa, ziua când a fost colectat. Deci noi folosim la însămânțări atât material seminal congelat, dar și refrigerat sau proaspăt diluat. Diferența este că cel proaspăt diluat îl putem folosi în acea zi, în câteva ore după ce l-am recoltat și l-am procesat, fără să mai fie nevoie, îl aducem doar până la 7-8 grade, că îl folosim într-o oră, două. Refrigeratul putem folosi chiar și a doua zi. El este menținut la 4 grade. Cu cât îl ține mai mult, cu atât îi scade lui capacitatea fecundantă. Iar atunci când este congelat, timpul este nelimitat de folosire. Recoltările le facem în ferme, indiferent că este în ferma noastră sau în alte ferme. Noi mergem acolo unde sunt reproducătorii de valoare. Deci cei care doresc a fi congelați pentru a face diseminarea performanțelor lui productive. Noi avem aici ferma, cu siguranță ați fost în fermă și ați văzut, aici există patrimoniu. Dar fiecare, la nivel de țară, registrele genealogice sunt cele care fac selecția și ameliorarea. Noi întotdeauna, ca instituție, am fost adepții dialogului, adepții punerii de acord în termeni foarte rezonabili și prietenești asupra unor activități care trebuie îndeplinite. Am dat dovadă întotdeauna de înțelegere, dom'le, asta se poate, asta nu se poate, hai să găsim o altă modalitate. Și vă spun rezultatul este că, și vă-l poate confirma, vă-l pot confirma asociațiile și crescătorii, rezultatul este că situația între noi ca instituții de cercetare și celelalte entități este prietenească, nu este de reproș, nu este de invidie, nu este concurențială. Deci este dirijată spre un anumit scop și scopul ăsta principal este
unde? Dezvoltarea zootehnică, dezvoltarea activității crescătorilor. În final, reamintind faptul că au existat momente dramatice pe care nu avem timp să le enumerăm astăzi și care puteau să închidă o activitate de cercetare remarcabilă, trebuie să concluzionăm spunând că rolul și puterea mass-mediei pot fi de folos atunci când scopul este nobil. Și vreau să vă mai spun un lucru. Nici nu vă puteți imagina dumneavoastră în perioada cea de tristă amintire de care vorbeam, cât de mult a contat sprijinul pe care l-am avut din partea crescătorilor, din partea mass media, din partea diverselor publicații. A fost extraordinar de benefic, pentru că în felul ăsta au ajuns la cunoștința celor care au îndreptuit să facă un pas important pentru rezolvarea problemelor noastre. Culturi de legume bogate și sănătoase, este nevoie de mai mult decât de creștere și de îngrijire. Fertilizarea este un aspect fundamental în legumicultură. Aceasta sporește productivitatea prin oferirea tuturor nutrienților de care au nevoie plantele, dar și prin ajutorul oferit fermierilor pentru a ține departe bolile și dăunătorii. În același timp, administrarea îngrășămintelor trebuie făcută responsabil și în urma unei analize atente a tuturor condițiilor de creștere a plantelor, astfel încât fertilizarea să fie eficientă. În funcție de epoca de aplicare, există mai multe tipuri de fertilizări. Prima este fertilizarea de bază și se execută înainte de începerea culturii, de obicei toamna, când se aplică îngrășămintele organice și cele minerale mai greu solubile. Primăvara se aplică îngrășămintele mai ușor solubile, odată cu lucrările superficiale ale solului, grapat, cultivat. Acest tip de fertilizare se poate face și primăvara pentru solurile ușoare de luncă și pentru legumele mai târzii. Cea de-a doua este fertilizarea locală sau de start. Se face odată cu semănatul sau plantatul legumelor. Se vor aplica îngrășăminte pe rândurile semănate sau în cuiburile de plantat. Astfel, plantele vor avea substanțe necesare pentru o bună plecare în vegetație, demonstrat fiind că primele 15 zile sunt critice în fertilizare. Cea de-a treia este fertilizarea suplimentară sau fazială. Ea se face în cursul perioadei de vegetație. Este necesară și practicată mai mult la culturile de legume decât la alte culturi. Includem aici fertirigările, fertilizările foliare și fertilizările cu îngrășăminte complexe incorporate pe rând. În continuare vom vorbi despre fertirigare, deoarece la ora actuală este cea mai folosită metodă de fertilizare radiculară a legumelor. Acest program de fertigare înseamnă recomandări privind dozele de îngrășăminte care se aplică, în ce ritm și ce cantitate, atenție, prin apa de irigat. Așa cum vedeți, are instalată o irigare prin picurare și nu dă numai apă, dă și îngrășăminte. Aceste programe pe care eu le fac de zeci de ani de zile cuprind tipul de îngrășământ, cantitatea de îngrășământ, momentul la care se aplică și ceea ce lipsește din programul acesta este și cantitatea de apă. Este știut faptul că legumele extract din sol cantități mari de elemente, secătuindu-l mai mult decât alte plante de cultură. Cu aproximație la principalele specii de legume, consumul de azot, fosfor, potasiu și calciu este de două ori mai mare decât la cereale. În cifre, aproximativ 605 kg pe hectar față de 304 kg pe hectar.
consumul specific variază în funcție de tipul de legume cultivate, iar consumul total de substanțe nutritive este dependent de volumul recoltei, dar și de gradul de intensivitate al culturii. Spre exemplu, în sere și solarii, unde avem producții ridicate, este foarte mare consumul de substanțe. Cam același consum mărit îl au și culturile cu perioadă lungă de vegetație, cum ar fi morcovul sau varza. Dați-ne un exemplu pentru tomate. De exemplu, vreau să spun că dacă vrem să vorbim despre legumicultură de precizie, implicit o legumicultură inteligentă, automat ne vom referi la calculul acestor doze, adică nu mai aplicăm după ureche sau după cum ne-a zis un vecin, sau chiar și firmele, sunt firme care recomandă, au astfel de programe. Personal, spun sincer, că întotdeauna mi-am călcat pe suflet făcând un astfel de program, fiindcă un astfel de program trebuie să plece, am mai spus-o noi în emisiunea dumneavoastră la Viața Satului, și anume trebuie să plece de la analiza de sol. De unde să știu eu cât NPK, adică azot, fosfor, potasiu trebuie să-i dau, mai ales prin picurare? Eu sunt adeptul fertigării zilnice, adică zilnic trebuie să-i dau apă, zilnic trebuie să-i dau îngrășăminte în acea apă. E adevărat că e ceva mai dificil. Presupune mai multă atenție. Da, și mai multe cunoștințe. De exemplu, la cantitatea de apă. Cum calculez eu, cum apreciez eu, mai bine spus, cantitatea de apă necesară într-o zi pentru o cultură? Vorbesc de culturile protejate, sub plastic sau sub sticlă. Regula este să dai apă după cum a fost ziua de ieri. Ieri, să dăm un exemplu, a fost soare. 20 de grade. Da. Astăzi e nor. Trebuie să țin cont de cum a fost ieri. Asta înseamnă că ieri, fiind soare, plantele au consumat maximum de apă posibil, să-i spunem, de care au ele nevoie. Astăzi este nor. Consumul lor s-a redus, da, dar solul a sărăcit de ieri și îi dau o cantitate de apă mai mare ca să completez un eventual deficit. Mâine, să spunem că este din nou soare. Câtă apă dau? Dacă e soare, dau iarăși apă multă? Păi mă gândesc cum a fost azi. Păi dacă azi a fost nor și am dat apă pentru a completa deficitul de cu o zi înainte, mâine este soare, într-adevăr, dar deja este apă rămasă, e o rezervă de apă care a rămas în sol. Sigur, este o regulă, să-i spun eu, empirică, dar e ceva după care să ne ghidăm, pentru că, măi, fraților, nu mai merge, dau drumul la apă. Cât? Păi până se inundă și păi dacă mâine, de exemplu, este nor, nu i-am dat prea multă, nu-i nimic, nu-i mai dau 3-4 zile. Aceasta înseamnă acea irigare, așa numită, în dinți de fierăstrău. Când e mult, când e puțin. Când e mult, când e puțin. Planta va fi stresată tot timpul. O irigare repetată sau un volum ridicat de apă din precipitații pun în mișcare un proces continuu de spălare în adâncime a substanțelor ușor solubile. De asemenea, cu cât aprovizionarea cu apă și lumină este mai bună, cu atât absorpția se va realiza mai repede, deci va fi nevoie de mai multe substanțe în sol. De acest lucru trebuie ținut cont mai ales în culturile protejate, unde fertilizările trebuie să fie intensive, cu cantități mari de substanțe. În ceea ce privesc dozele de îngrășăminte pe care le introduc în apa de irigat, aici este ceva mai complicat. Un producător nu îi pot cere să știe, de exemplu, pe fenofaze, adică pe anumite perioade de creștere a plantei, care sunt consumurile. Când suntem aici cu o cultură de
tomate în spate. La început, normal că vom accentua în programul de fertigare fosforul. Acesta ajută la creșterea sistemului radicular, mai ales dacă avem culturi în câmp, foarte important. Anii ăștia secetoși, e bine să avem un sistem radicular bine dezvoltat, care să exploreze un volum mai mare de sol. Dăm și azot și potasiu, poate chiar nu dăm deloc în perioada de început. Pe parcurs, reducem fosforul, creștem doza de azot, pentru că planta începe să consume pentru creșterea ei vegetativă. Sunt două tipuri de creșteri, vegetativă și generativă. Azotul este un element pentru creșterea aceasta vegetativă. Pentru cea generativă, un rol foarte important îl joacă fosforul. Deci, pe parcurs, am zis, reducem fosforul, creștem azotul, și odată cu apariția fructelor la tomate, că despre tomate vorbeam, crește consumul, cererea de potasiu. Pentru cine nu știe, am întâlnit astfel de situații, consumul de potasiu al tomatelor este dublu față de azot. Ori sunt persoane care consideră că azotul, lasă dumne, că azotul este important. Este important dintr-un anume punct de vedere, i-aș spune psihologic, în momentul în care l-ai dat, se și vede, planta a înverzit frumos, crește, lucesc frunzele. Dacă dai fosfor, care ajută foarte mult, am spus, la înrădăcinare, dar ajută foarte mult la energia florii, ele înfloresc foarte frumos, tomatele, mai ales dacă e azot mai mult. Dar dacă n-au fosfor, nu leagă, avortează. Deci nu vedem efectul la fosfor imediat. Nici la potasiu, nu-l vedem. Cum se vede la azot, îl vezi în două zile, maxim trei. La restul, mai târziu. Cum e la potasiu, vedem la recoltare. Că tomatele sunt colorate uniform, că au un gust plăcut, mai ales dacă e o tomată românească, atenție, nu crescută numai în România, și gândită și obținută în România, deci un soi cu totul și totul românesc, așa are și un gust nemaipomenit. O singură întrebare mai vreau. Acest program de hrănire a plantei, până în ce punct îl ducem? Când se termină, propriu zis, hrănirea plantei? Sunt niște curbe de consum, poate pentru data viitoare o să aduc un astfel de exemplu, cum arată curbele de consum azot, fosfor, potasiu într-un ciclu de cultură, fie tomate, fie altceva. Eu am la Castraveți, că am avut teza și e chiar modelat matematic acest program. De obicei, spre sfârșitul culturii, așa numitul declin al culturii, consumurile se mai reduc. În ce sens? Planta nu mai are forță, nu mai are energie și e mai lesne să transporte unele elemente din frunze, din sistemul foliar, către fructe. Și atunci absorpția din sol, prin sistemul radicular, este mai redusă. De obicei, spre sfârșitul culturii, la tomate, rămâne de interes consumul de calciu și de magneziu. Ceea ce privește azotul, fosforul, potasiu, se reduc valorile foarte mult. Există câteva avantaje ale utilizării fertirigației. Rădăcinile au o zonă maximă de absorpție a nutrienților, iar fertirigarea ajută la trimiterea acestor substanțe nutritive exact acolo unde trebuie. În funcție de perioada anului în care ne aflăm sau de starea fenologică a culturii, aceasta va cere o cantitate mai mare sau mai mică de nutrienți, lucru care poate fi ajustat prin programul de fertirigare. În plus, avem controlul asupra culturii. Putem modifica viteza de creștere în funcție de interes, prin irigarea cu deficit controlat.
Un alt avantaj este acela că oferă posibilitatea de a corecta rapid orice carență nutrițională a culturii, adică înainte de a strica o cultură, fertirigarea poate fi oprită. Și ar mai fi încă ceva. Cu un management bun și cunoștințe necesare, poate fi utilizată apă de calitate mai slabă, cu aceleași rezultate bune. Toate acestea scad costurile de producție și reduc impactul asupra mediului înconjurător. Mii de fermieri români au protestat vineri 7 aprilie în toată țara față de prețurile de dumping ale cerealelor ucrainene și față de despăgubirile acordate de Comisia Europeană, considerate insuficiente. Protestele vizează totodată și prețurile practicate de lanțurile de magazine la produsele lactate și la lapte. Pierderile înregistrate de fermieri ca urmare a scăderii prețului cerealelor pe fondul importurilor din Ucraina sunt de 30-40%. Pe de altă parte, aceștia susțin că prețurile au crescut enorm și că în condițiile în care ei încasează cel mult 2 lei pe litrul de lapte, în magazine produsul se vinde cu 10 lei. Au fost proteste în județele Alba, Arad, Argeș, Bihor, Bistrița, Năsăud, Botoșani, Brăila, Buzău, Constanța, Covasna, Galați, Iași, Mureș, Olt, Satu Mare, Timiș, Tulcea, Vrancea și în municipiul București, unde cei nemulțumiți s-au adunat în fața sediului Comisiei Europene. În unele orașe, fermierii au ieșit cu tractoare și alte utilaje agricole pe străzi, îngreunând circulația. De asemenea, au existat proteste și în Polonia, Cehia și Bulgaria. Protestatarii cer separarea în vămile românești a fluxurilor de mărfuri agricole, asigurarea trasabilității importurilor printr-un control strict al calității, calcularea riguroasă a pagubelor suferite de fermierii români și identificarea unor surse alternative de finanțare europeană. De asemenea, solicită urgentarea acordării despăgubirilor pentru prejudiciile cauzate de secetă și suspendarea facilităților pentru mărfurile ucrainene. Prim-ministrul Nicolae Ciucă a anunțat în această săptămână semnarea împreună cu omologii din Polonia, Bulgaria, Ungaria și Slovacia, o scrisoare care a fost înaintată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. În scrisoare este exprimată preocuparea față de dificultățile cu care se confruntă fermierii din România și din celelalte țări în contextul războiului din Ucraina. În document sunt propuse un set de măsuri care să reducă dezechilibrele create în piață de importurile masive de cereale din Ucraina și care să vină în sprijinul fermierilor din țara noastră. Ministrul Nicolae Ciucă a adăugat că sunt derulate o serie de întâlniri la nivelul Ministerului Agriculturii și Guvernului pentru a putea afla date concrete în vederea sprijinirii fermierilor pentru ca producția din România să poată fi valorificată mai eficient pe piața din țara noastră. După ce piața românească a fost inundată de mărfurile agricole din Ucraina în 2022 în contextul războiului, este foarte posibil ca același trend să se păstreze și anul acesta. Mai mult, se pare că producția ucraineană va fi și mai mare, ceea ce ar putea avea un impact puternic asupra producătorilor români. Conform estimărilor, culturile de toamnă din Ucraina vor genera producții peste media ultimilor 5 ani. Ucraina se așteaptă la o recoltă totală de peste 33 de milioane de tone la culturile de toamnă, însă o parte din această cantitate va fi în teritoriile controlate de Rusia. Potrivit datelor actuale, 26,6 milioane de tone vor fi recoltate de pe teritoriile controlate de Ucraina, adică o productivitate mai mare decât media ultimilor ani. Această cantitate înseamnă 20,6 milioane de tone de grâu, puțin peste 3 milioane de tone de orz și 2,7 milioane de tone de rapiță. Săptămâna aceasta, Comisia Europeană a publicat regulamentul de punere în aplicare a unei măsuri de sprijin de urgență pentru sectorul cerealelor și cel al semințelor oleaginoase din Bulgaria, Polonia și România. Prin acest regulament se pun la dispoziția Bulgariei, Poloniei și României ajutoare din partea Uniunii în cuantum total de 56,3 milioane de euro pentru instituirea unei măsuri de sprijin de urgență pentru sectorul menționat.
România a primit un cuantum total de peste 10 milioane de euro, cuantum care va fi suplimentat din bugetul național cu alte peste 10 milioane de euro. Suma totală de 20,1 milioane euro va fi acordată producătorilor agricoli din sectorul cerealelor pentru cheltuielile angajate cu depozitarea în spații de depozitare proprii sau la terți a producției proprii de grâu din recolta anului 2022. Beneficiarii acestui sprijin de urgență sunt producătorii agricoli, persoane fizice, producători agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, producători agricoli, persoane juridice. Un număr de peste 22.000 de fermieri au depus cereri în cadrul programului Tomata până la data de 3 aprilie 2023 la direcțiile agricole județene, informează Ministerul Agriculturii. Potrivit datelor transmise de minister, în județul Olt s-au înscris cei mai mulți, 7.070, urmează județul Galați cu peste 5.700 de solicitanți, Dolj cu 1.936, iar în Giurgiu s-au înscris 1.881 de fermieri. Comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, acum se observă o creștere de peste 20%. Mai mult decât atât, 32% din totalul producătorilor sunt tineri fermieri. Din datele operative prelucrate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în prezent s-au înscris 7.154 de tineri până în 40 de ani, ceea ce reprezintă 32% din totalul producătorilor înscriși. Dintre județele performante în privința tinerilor, menționăm județul Galați cu 2.262 de producători de până în 40 de ani, județul Olt cu 2.219 și județul Dolj cu 523 de producători. Producătorii de tomate au avut posibilitatea accesării sprijinului de minimis până la data de 1 aprilie 2023, pentru care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a alocat aproximativ 3.000 de euro pe beneficiar. APIA a autorizat la plată suma totală de peste 105 milioane de euro pentru beneficiarii măsurii 14, plăți privind bunăstarea animalelor, pachet A, porcine și pachet B, păsări, din campania 2022. Suma este destinată unui număr de 436 de beneficiari, din care peste 33 de milioane de euro pentru bunăstare porcine și peste 71 de milioane de euro pentru bunăstare păsări. Plățile se fac în lei la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Centrală Europeană. Sprijinul financiar are forma unei plăți anuale fixe pe unitate vită mare și reprezintă o plată compensatorie pentru pierderile de venit și costurile suplimentare suportate de fermieri care își asumă voluntar angajamente în favoarea bunăstării animalelor. Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale are o surpriză în privința lansării liniilor de finanțare cu fonduri europene din Planul Național Strategic 2023-2027. Procedurile cu care fermierii erau obișnuiți în exercițiile financiare trecute vor fi modificate. Astfel, liniile de finanțare nu vor mai fi lansate în etape cu o parte din buget alocată în fiecare an. În schimb, fiecare măsură va fi lansată o singură dată cu întregul buget, iar sesiunile suplimentare vor mai exista doar dacă toți banii nu vor fi contractați din prima etapă. La Jucu, în județul Cluj, are loc în perioada 21-24 aprilie expoziția Agraria, evenimentul agricol emblematic al Transilvaniei, care se desfășoară începând din anul 1995. Agraria reprezintă un important loc de întâlnire pentru fermieri, specialiști, manageri și autorități din domeniul agriculturii, unde participanții încheie contracte noi, își consolidează relațiile cu clienții tradiționali și discută despre tendințele și inovațiile apărute în agricultură, industria alimentară și zootehnie. Printre avantajele participării ca expozant la Agraria se numără lansarea și promovarea produselor și serviciilor companiei direct pe piața țintă, creșterea vizibilității companiei, întâlnirea cu un public specializat și consolidarea relației cu clienții actuali. Am venit la Răcari, în județul Dâmbovița, să vorbesc cu doi fermieri de cultură mare despre cum a fost piața cerealelor și a produselor agricole în general în 2022, cum au pregătit sezonul agricol 2022-2023, care este în desfășurare, și 3,
cum au înțeles ei, cum au fost informați că urmează să fie implementat PNS, Planul Național Strategic, care are o seamă de noutăți, ecoscheme, subvenții noi și o mulțime de reguli care trebuie respectate de fermieri pentru a putea încasa subvențiile respective. Prin urmare, bună ziua, domnul Ioan Achim, fermier de cultură mare din Răcari, și domnul Valentin Mircea. Sunt cei doi interlocutori ai mei astăzi aici în județul Dâmbovița, un județ care nu poate fi comparat din punct de vedere al producției agricole cu județe din situate mai la sud sau în vestul țării, dar care totuși are o anumită prezență în piața produselor agricole, în special prin recoltele obținute în jumătatea de sud a județului, o zonă de câmpie. Domnul Achim, piața cerealelor în 2022, cum ați abordat-o dumneavoastră? Cum v-ați vândut recolta? O parte din recoltă am vândut-o la recoltare, pentru că eram forțat să vindem, pentru că aveam restanțe la plata inputurilor cu care am reușit să ne realizăm producția în anul 2022, și o parte am mai oprit-o, am depozitat-o, sperând că vom avea un preț care să fie mai mare ca în perioada recoltatului, pentru că niciodată prețul din perioada recoltatului nu putea să fie mai mare decât prețul din timpul anului. Iar acum s-a întâmplat de-andoasele. Numai că începând în toamna lui 2022 am constatat o scădere a prețului la principalele culturi cerealiere, în special la grâu, la porumb, și final, făcând o adunare la ce am, cum am constatat, am constatat că o să avem pierderi, pentru că unul era prețul la recoltare și în momentul de față prețul a scăzut foarte mult, de la 1,60 lei cât vindeam direct din câmp în tir, acum a ajuns sub 1 leu kilogram. Ați primit deja ați fost contactat de traderi? Am primit oferte de la diferiți traderi, dar încă nu am vândut, mai așteptăm, dar până la urmă trebuie să vindem, că avem nevoie să ne continuăm procesul de producție, avem nevoie să ne aprovizionăm cu inputuri, cu erbicide, cu fertilizanți, și trebuie, până la urmă, trebuie să vindem. Tot cu 1,60 lei ați dat grâul în vara anului 2022? Prețul, cred că undeva a fost? A fost o medie. Eu cred că am dat undeva la o medie de 1,50 lei. 1,50 lei. Cam care e diferența între prețul grâului la poarta fermei și prețul grâului în port? Că tona de grâu în portul Constanța a fost în august la preț istoric, un maxim istoric de 400 de euro pe tonă. Asta înseamnă undeva la 2000 de lei, 2 lei pe kilogramul de grâu. Dumneavoastră spuneți 1,50, 50 de bani se adaugă între ferma domnului Achim și portul Constanța, cam da. Asta e diferența, da. 50, 40, 60 de bani. În care include și transportul. În care se include și transportul. Prețul ni l-a dat transportul lor. Am înțeles. Deci când tona de grâu în portul Constanța era 400 de euro, deci vreo 2000 de lei, de la poarta fermierului, grâu, iată, pleca, spuneți dumneavoastră, cu 1,50, 1,60. 1,50, 1,60. Ăsta era prețul care s-a vândut grâu în perioada recoltatului. Un preț istoric. Un preț niciodată istoric. Niciodată nu mai fusese atât. Niciodată nu mai fusese atât. Cum a mers la Floarea Soarelui și la Rapiță? Despre Rapiță se spune că este recolta cea mai profitabilă într-o fermă. Sigur, dacă ai ce să recoltezi. Cum ați stat la dumneavoastră? Cum au stat lucrurile? Rapița a fost o cultură în anul 2022 foarte bună. Am realizat în jur de 3 tone 300 pe hectar. A avut un preț în jur de 3200. Dar să știți că și rapița, în momentul de față, a avut același trend ca și grâu și porumb. A ajuns la 1700 tonă. Și ne punem întrebarea dacă va rămâne și în perioada recoltării. Și atunci, cu 1700, e cam greu să ne realizăm profitul la mic, pentru că rapița este o cultură mult mai pretențioasă și necesită sume mai mari de bani. Pentru care o producție mai ridicată. Da. La Floarea Soarelui?
Floarea Soarelui, tot așa, am realizat producții bunicele. Prețul bun a fost în toamnă, dar și acum... Cât a fost prețul la Floarea Soarelui? Am avut Floarea Soarelui Haioleică și am vândut-o cu, din câmp direct, 2800. Și acum am văzut că ne mai trimit mesaje, diferiți trader, ne întreabă dacă vrem să vindem, dacă avem pe stoc, și am văzut o ofertă de tot așa, în jur de 1700 de tona. La dumneavoastră, domnul Mircea, cum a mers rapița în 2022? Ce producție ați făcut și cam cu ce preț ați vândut? În 2022 a fost, să zic, un an ok din punct de vedere al producției pe zona noastră. N-am avut foarte multe precipitații, dar totuși am făcut ceva producții, nu pot să zic că nu, față de alte județe unde au fost probleme mult mai grave. A fost o producție wow, să zic, dar a fost producțiile bunicele și prețul, v-am zis, pe măsură. Deci a fost undeva, undeva pe 3 tone. Chiar 3 tone. Puțin, și 3 prețul? Tone. Păi, după cum a spus și domnul Achim, rapița... Ce se întâmplă și cu prețul la rapiță? Pentru că diferă de la mine, la dânsul. Corect, sau de la mine, la altă. Pentru că ce s-a întâmplat? Și se întâmplă permanent, pentru că discutăm de trader. El vine mai devreme, până recoltat. Depinde fiecare aici. Eu am mai spus-o și în alte situații și o spun și acum. Dacă acum 30 ceva de ani un șef de fermă se ocupa numai de producție și atât, acum, într-o fermă nu trebuie să fii decât un bun tehnolog. Trebuie să fii și un bun vânzător și un bun cumpărător. Adică înțelegeți ce zic. Trebuie să știi să cumperi, să fii o orchestră. Să știi să faci contracte, cum să le faci, ceea ce e foarte greu și ce e destul de costisitor și de greu, cum a fost anul trecut, a fost vânzarea. Să știi să vinzi. Și să stai pe câmp, pe tractor sau să urmărești bursa. Aici e de discutat, pentru că e bine să fii într-o cooperativă. Dar sunteți într-o cooperativă? Aveți o cooperativă aici? Nu aveți, nu? 3,3 ați dat floarea? Sau mai mult? Nu. Rapița, cam undeva la 3. Eu am avut un contract făcut mai devreme, chiar 3,1, 3,2, depinde. Și la floare tot așa, 2 și ceva. Porumbul cum a mers? 1,30 lei. Porumb în toamnă și l-a recoltat, dar totuși n-am avut producție mare, în jur de 6 tone, pentru că seceta care a fost și a afectat porumbul în comparație cu Floarea Soarelui. Floarea Soarelui a fost mai rezistentă la secetă, știm cu toții, în schimb porumbul 6 tone a fost o producție bunicică pentru județul nostru, pentru condițiile de aici. 1,3 a fost un preț bun? A fost un preț bun. Invadarea militară a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022 a dat peste cap piața internațională a principalelor produse agricole, mai ales a cerealelor, întrucât cele două țări se numără printre cei mai importanți exportatori de cereale din lume. În primăvara anului trecut s-a instalat panica la nivel mondial, prețurile cerealelor au sărit în sus, la niveluri istorice, o cauză fiind și inflația galopantă care a cuprins toate economiile lumii. În august 2022, prețul unei tone de grâu în portul Constanța ajunsese la 400 de euro, un preț fără precedent. Ce decizie au luat în acest context geopolitic și economic turbulent numeroși fermieri români, mai ales cei care dispun de spații de depozitare? Ei au decis să nu vândă la recoltare o mare parte din producția din 2022, deși prețurile ajunseseră la un maxim istoric. Ei au menținut recolta în depozit, sperând că prețurile vor mai crește, așa cum s-a întâmplat în mod obișnuit de la un an la altul. Prețurile din primăvara anului următor erau mai ridicate decât în toamna anului precedent. Piața a contrazis aceste așteptări. Prețurile au scăzut cu peste 100 de euro pe tonă. Șansa unor câștiguri mai mari în primăvara acestui an decât în vara-toamna anului trecut a fost ratată, inclusiv de cei doi interlocutori ai mei din Răcarii Dâmboviței. Toată lumea și pe rețelele de socializare am văzut că, să zic așa, între ghilimele zis, ne acuză că ne-am cam calicit și prețurile au fost mari și am ținut produsele ca să vindem cu preț și mai mare. Da.
Dar lucrurile n-au stat așa, pentru că noi având cheltuieli foarte mari cu inputurile, atunci am fost puțin speriați și automat n-am știut ce să facem, pentru că nu să știam ce se întâmplă mâine, dacă îngrășămintele și celelalte inputuri vor scade. Și atunci, ținând cont de discuțiile anilor din urmă, când toată lumea a spus, domne, faceți-vă depozite, pentru că nu e bine să vinzi de la roata mașinii. Atunci noi am făcut depozite. Automat, dacă ai făcut o investiție, trebuie să și o folosești, să-i dai utilitatea corespunzătoare. Și atunci am vândut ce am avut nevoie și am ținut și în stoc. Eu sunt unul din fermierii care am ținut. Nu numai în stocul meu, dar cât și cu un stoc cu chirie. Problema este deci că... Deci ați plătit și o chirie, nu? Și încă plătesc. Și încă plătiți? Și încă plătesc. Cât plătiți pe tonă, domnul Mircea? Gândiți-vă că n-am mai putut să mai vând când am văzut că piața cade. A fost... Și nu numai eu, am fost speriat și suntem încă. Gândiți-vă că costurile încă sunt mari. În toamnă noi am luat îngrășămintele scumpe. Majoritatea fermierilor care vor să facă treabă și fermierii care sunt cu adevărat fermieri, cumpără deja inputurile din toamnă. Chiar din august, unii. Ați văzut? Nu că le iei pentru că îți faci un plan de cultură, îți faci și trebuie să cumperi. Ținând cont cât de mult s-a scumpit îngrășămintele, automat le-ai luat. Nu te așteptai niciodată să scadă prețul îngrășămintelor în primăvară. Deci aici nu știu unde e stă adevărul. E o situație atipică, nu? Dumneavoastră ați gândit pe niște tipare care au venit dintr-o piață stabilă. Da, nu? Da. Că, într-adevăr, da. Țin și-o minte da. Ce promovare a fost făcută spațiilor de depozitare într-o vreme. Era o nebunie. Dacă n-ai spațiu de depozitare, n-ai ce să cauți în agricultură. Păi, sunt convins, ați cheltuit, ați accesat fonduri europene, v-ați făcut spații de depozitare. Credite, am luat linii de credite. Gândiți-vă că am luat linii de credite ca să putem ține, pentru că cheltuisem și foarte mult. Da, a fost prețul și la cereale mare, dar am și cheltuit foarte mult, deci profit n-a fost. Gândiți-vă, și cu atât mai puțin a fost profit după ce a scăzut prețul cerealelor. Gândiți-vă acum ce se întâmplă, ce pierdere avem care am ținut. Dar n-am ținut pentru că ne-am calicit, am ținut pentru că am fost forțați. Cam ce cantitate ați reținut în depozit, domnul Mircea? Eu să zic 50% din producție. Când vorbim în tone, cam cât? Dacă nu, păi să vă spun, nu, că nu e nicio problemă, că totul e transparent. Secret. Deci nu, Doamne ferește, deci ar fi undeva la 200 de tone de, la mine, de rapiță și undeva la 600 de tone de porumb și undeva la 200-300 de tone de grâu. Cantități care sunt în bază. Le-ați mai, s-au mai subțiat. Am fost forțat să vând, pentru că a trebuit să cumpăr. Vă dați seama că a venit perioada când începem mai mult să cheltuim. Și ce s-a întâmplat, vă dați seama, da, acum aveți stocuri, nu? Pe care trebuie să le vindeți, da, și la grâu, și la porumb, și la rapiță. A venit un trader la dumneavoastră să vă facă ofertă de preț? N-a venit nimeni, dar vă dați seama. Spunea domnul Achim că a venit un trader și i-a oferit 970 de lei pe tonă. Ce se întâmplă? Nu că a venit traderul, pentru că nici eu nu l-am căutat, că încă nu m-am hotărât. Dar ei, eu știu piața, pentru că urmăresc și eu acum, ce să fac? Trebuie să urmăresc pe mine piața. Dar piața e, vedeți cum e. Veți vinde la orice preț, ținând cont că vine sezonul, nu, din 2023, traderii vor specula toată cumva această situație. Toată lumea va vinde la orice, preț, nu? Pentru că n-avem ce să facem. Ca să faceți curățenie în depozit, nu. Până la urmă, nu? Aici ați ajuns... Și curățenie și avem nevoie și de bani. Avem nevoie și de bani, ca să mergem cu producția în continuare. Că dacă nu avem bani, nu putem să cumpărăm și avem nevoie de motorină, avem nevoie de tot felul de inputuri chimice, fertilizanți. Presupun că nu e ușor să iei o astfel de decizie, că e vorba de mulți bani și e vorba de cantități mari. Cine, cum s-a format această decizie? Că am mai stat de vorbă și cu alți fermieri în județul Călăraș care îmi spuneau, nu pleacă grâu de la mine din fermă până în primăvara anului 2023. Vorbeam în vară-toamnă. Bun. Cum s-a ajuns la această decizie? Că este cumva generalizată la marii fermieri. Eu nu cred că poate cei mici și-au dat recolta în 2022 și au scăpat de o grijă. Cum ați ajuns la această decizie, domnul Mircea? Vă dați seama că a fost destul de greu. Nu greu, e foarte greu. Ați simțit riscul? Ați simțit riscul. Ce s-a întâmplat? Când ai văzut că te-a lovit în prețuri cu inputurile,
Normal, ce spunea și fermierul din Cărarea. Știa, a ambiționat lucru pentru că a dat pur și simplu să scumpească de 3 ori inputurile. Gândiți-vă, de 3 ori, de 300%, nu de 3 ori, hai să zicem așa. Atunci și tu zici, băi, asta e, bă, puțin, ce fac? Pentru că ai în spate niște rate la bănci, ai niște utilaje de plată, pentru că nu mai poți face fără utilaje. S-a schimbat clima, e vorba de forța de muncă. Deci te obliga să faci investiții în utilaje. Nu că îmi place mie să am un tractor nu știu de care. Gândiți-vă că nu poți altfel. Nu poți. Deci acum, cum se lucrează terenul foarte greu, și oricum mai o să discutăm și alte lucruri, te-a făcut să faci ceva, să ții produsul. Având spațiu de depozitare, iată, ați mai și căutat în altă parte, plătind o chirie, nu? Da, adică ambiția, da, a fost chiar foarte puternică și decizia a fost foarte fermă. Ambiția n-a fost venită, nu i-a fost o ambiție, am fost forțat de împrejurări, pentru că am zis, domnule, o să-mi vie rata la bancă, o să-mi vie la sfârșitul lui noiembrie, începutul lui decembrie, eu dacă acum îl dau, mi-am făcut socoteala cu banii care luam, nici atunci nu aveam un profit. Gândiți-vă că norocul este că am mai amânat o rată la bancă, încă eu sunt în situația care am amânat rata la bancă în momentul de față. Creșterea prețurilor cerealelor, în special, și a produselor agricole, în general, a fost determinată până în vara anului 2022 și de creșterea fără precedent a prețurilor îngrășămintelor, generată de scumpirea gazului natural, materia primă din care este fabricat azotul atât de necesar culturilor agricole. Un lanț de cauze și efecte. În toamna anului trecut, fertilizanții erau încă scumpi, dar în această primăvară, prețurile au scăzut semnificativ. Interlocutorii mei din Răcare au cumpărat aceste produse în toamnă, când prețurile erau ridicate, fapt care va atârna greu în planul costurilor de producție pentru sezonul agricol 2022-2023. Ca să obțină profit, ei trebuie să aibă o productivitate la hectar mai mare anul acesta, în condițiile în care și prețul mărfurilor agricole a scăzut. Ce am zis în toamna lui anul 2022? Vândusem o parte din producție, am realizat niște venituri, hai să facem economii. Cum să facem economii? Hai să ne luăm îngrășămintea din toamnă, pentru că la primăvară, ținând cont de ce se discuta, că prețul gazelor sunt într-o continuă creștere și noi știm că azotul e pe bază de gaze, hai să ne cumpărăm, să ne facem stocurile din toamnă. Și ca să constatăm, în luna martie, când am ieșit să fertilizăm culturile semănate în toamnă, că martie 2023, acum. Martie 2023, că prețul, de exemplu, al ureii, care am luat-o cu 4.500 în toamna anului trecut, acum să fie în jur de 2.700 tonă. Deci o diferență de aproape 1.800 de lei pe tonă. Da, nici nu ați așteptat să vedeți cum evoluează, fiindcă un an înainte prețul crescuse. Prețul crescuse. Și vă așteptați să fie, da, sus. Șansa noastră, au crescut prețurile, șansa noastră a fost că în vara anului 2022 prețurile la cereale au fost destul de mari, care a reușit să compenseze creșterea. Acum nu mai este aceeași situație. Prețurile au crescut, au scăzut la îngrășăminte, dar au crescut la sămânță, la fertilizanți, la erbicide și prețul de vânzare se preconizează a rămâne în jurul prețului de 1 leu kilogramul, atât la porumb cât și la grâu. Ceea ce ne pune mari probleme, suntem îngândurați pentru că nu știm dacă putem să mai reluăm circul de producție, să înființăm anul agricol 2023-2024. Vă temeți, nu, de costuri de producție care rămân totuși sus, în timp ce prețul grâului, iată, spuneți, rămâne undeva la un leu pe kilogram și, prin urmare, n-aveți o brumă de profit ca să puteți pune în mișcare un nou sezon agricol. Și ca să putem să ne scoatem cheltuielile, noi ar trebui să facem o producție la grâu de cel puțin 5-6 tone la hectar, ceea ce în zona noastră este foarte greu de... Ce ați făcut anul trecut? Anul trecut a fost și un an secetos. Nu, în jur de 5 tone. Ați reușit să faceți. Da. Înseamnă că ați avut ceva ploi. Am avut ploi, dar am făcut și tehnologie. Care a însemnat bani. Care a însemnat bani.
Sezonul agricol 2022-2023 este în desfășurare, grâul e verde, rapița este verde, suntem la finalul lunii martie când facem acest interviu. Cum ați pregătit sezonul acesta? Spuneți că ați cheltuit mult pe inputuri în toamnă, că dacă nu cheltuiați atunci mult și mai așteptați, le luați mai ieftine în primăvară, acum în martie. Spuneți de la 4.700 a coborât la 2.700, aproape s-a înjumătățit. Bun, sămânța, la fel, tot diferența de, a fost preț mare și la sămânță în toamnă? Dar acum dacă facem un calcul la semințele care le-am luat în primăvară, pentru plantele prășitoare la porumb și floarea soarelui, sau prețurile s-au mărit cu cel puțin 30-40% față de anul trecut. În toamnă am semănat rapiță, grâu, orz. Ne-am confruntat cu probleme pentru că a fost un an foarte secetos. În perioada semănatului nu am avut niciun fel de precipitații. A trebuit să așteptăm și grâu a răsărit abia în luna decembrie. Și la culturile semănate în toamnă am avut anumite probleme pentru că ne gândeam că nu va mai răsări, va veni vreun îngheț, va veni frig și vom fi nevoiți să întoarcem culturile în primăvară, lucru care nu s-a întâmplat pentru că am avut o iarnă blândă și la sfârșitul lui noiembrie și începutul lunii decembrie au venit niște cantități de precipitații destul de abundente și avem o răsărire uniformă, o dezvoltare bună a plantelor și o promisiune de a avea recolte bune la culturile din toamnă în anul 2023. Deci să înțeleg că sunteți mulțumit, nu? Simt că sunteți mulțumit până acum. Până la acest moment suntem mulțumiți din punct de vedere al stării de vegetație al culturilor semănate în toamnă, numai că se simțim o lipsă de umiditate în sol pentru că n-au fost zăpadă în iarna lui 2023 și nici în primăvară încă nu avem ceva ploi. Se așteaptă săptămâna viitoare că ar veni niște ploi care sunt foarte necesare să cât de cât să mai aprovizioneze solul cu umiditate. Costul de producție per hectar pentru sezonul agricol 2022-2023 la grâu, cât estimați că va fi? Cheltuielile sunt în curs, nu? Că ați cheltuit cu sămânța, cu lucrările. Unde vă duceți? Cred că ne ducem în jurul fără să facem o tehnologie super performantă, în jur de 4-5 mii de lei pe hectar. Asta presupune să facem o producție de 4-5 tone la prețul de 1 leu kilogramul de grâu cât este acum, numai ca să ne scoatem... Tande pe mande. Da. Bun, la dumneavoastră, domnul Mircea, acum aș vrea să fac o notare observație, să-mi spuneți dacă greșesc sau nu. Costul de producție per hectar poate depinde de la o fermă la alta, chiar dacă fermele sunt în aceeași localitate, fiindcă este rezultatul unei gândiri manageriale a fermierului. El decide cât bagă în pământ din punct de vedere financiar, nu? Știe tehnologie, mai face economie aici, mai face economie dincolo. La dumneavoastră, cam cât... Dacă se duce. Da, e adevărat că fiecare își face tehnologia care crede și cum se pricepe. Problema este că costurile au crescut și în funcție de fiecare când și-a cumpărat ce vorbeam și mai devreme. Da. Pentru că dacă a cumpărat din toamnă ureea când a luat-o cu 4.000 și... Da, nu puteați să nu o cumpărați atunci când aveți o fermă de câteva sute de hectare, nu? Când ai 50 hectare, îți permiți să mă aștepți. Atâta de schimbătoare, ca să zic așa, a fost piața cât a inputurilor, dar mai ales al cerealelor. Aici, nu știu care a fost fenomenul, eu unul nu-l înțeleg și tot încerc, dar nu pot. Deci a fost așa cât ai fi fost de bun, ce consultanți ai? Noi ne permitem să avem consultanți. Nu știu unde a fost. Piețele sunt volatile, sunt surprinzătoare. Nu știu cine cred că a fost atât de bine informat, ca să zic așa, ca să poată să stăpânească fenomenul. Eu nu cred că cineva a putut să facă. Vă duceți tot la 5.000 de lei per hectar? Posibil chiar mai mult, ținând cont că eu am luat ureea cu 4.000 și ceva. Ați luat-o în toamna anului trecut? Și am luat-o în octombrie, noiembrie, nu mai rețin. Fiind așa scumpe aceste inputuri la un moment dat, acum spuneți că s-au mai ieftinit, v-a determinat să luați decizia să utilizați cantități mai mici
per unitate, per hectar, a zis, nu? E și aceasta o soluție? Sigur, una din soluții e reducerea cheltuielilor. Și dacă până să vină această scumpire a îngrășămintelor foloseam 200 de kilograme, 250 de kilograme de complexe la hectar, în toamna lui 2022 am folosit în jur de 150, ca să mai reducem din cheltuieli. Și noastră ați luat aceeași decizie? V-ați permis să mai reduceți din cantitate? Știți cum e problema? De multe ori nu-ți permis să faci asta. E riscant. E foarte riscant. Gândiți-vă că trebuie, cum spunea și domnul Achim, să ajungi la 5.000 ca să scoți cheltuielile, sau poate și chiar semin, în cazul meu. Dacă tu reduci din substanța activă, vă dați seama că asta înseamnă producție mai mică. Și aici este o problemă. Fiecare își cunoaște și terenul, poate e, dar de multe ori e riscant, asta vreau să spun. Am făcut-o. Deci nici eu n-am mai dat cantitatea care am dat-o cu un an înainte. Dar e totul riscant, adică nu poți să reduci din nu hrănești planta și nehrănind-o nu se dezvoltă nouă producție. E clar că e un risc. Și ce se întâmplă dacă nu dai cantitatea de îngrășăminte? Dacă mai faci și o cartare, că asta și trebuie, trebuie să o dai, pentru că lucrarea oricum o faci cu celelalte, cu costurile le ai, cu utilajele, cu trecerile, cu angajații, cu etică. Și atunci dacă începi și le duci la îngrășăminte, ai făcut degeaba lucrurile. Și unde anume poți să umbli la cheltuieli? Doar să spuneți că nu prea îți permiți să reduci îngrășămintele. Unde mai poți umbla? Unde poți umbla să găsești să faci lucrări agricole mai puține? Adică să treci către mini-til sau no-til, care e mai greu încă la noi. Deci să renunți la arătură, să renunți la, să ai utilaje, ce spuneam mai devreme, că de-aia trebuie să mergi și iei credite și ai cheltuieli, pentru că trebuie să iei altă gamă de utilaje. S-a schimbat tot. Vă rog, domnul Achim. Și mai e o diferență între mine și domnul Valentin Mircea, unde pot să mai reduc din cheltuieli. Dânsul are angajați pe care trebuie să-i plătească. Eu lucrez împreună cu fratele meu și de aici există o economie destul de importantă. Și ținem cont și de acest lucru. Bun, deci lucrurile sunt diferite, pot fi diferite de la o fermă la alta în funcție de dimensiunea fermei și în funcție de gândirea managerială a celui care are. Și dotarea fermei pe care o ai. Și dotarea fermei, indiscutabil, factorii aceștia pot să ducă la situații diferite. Începând de la 1 ianuarie 2023, agricultura României, întocmai ca agricultura fiecărui stat membru al Uniunii Europene, se află în curs de reașezare pe un nou drum, numit Planul Național Strategic. Pentru a primi anumite subvenții agricole numite ecoscheme, care se adaugă subvenției agricole de bază, deci sunt bani în plus, fermierii din statele membre trebuie să respecte anumite reguli. Interlocutorii mei din Răcari, fermieri experimentați, au anumite temeri privind aplicarea noilor reguli. Să le ascultăm. Dacă până în momentul de față, imediat după ce recoltam, intram cu utilaje în spatele combinei ca să păstrăm umiditatea în sol, cu un disc care să creeze un pat germinativ, să nu se mai elimine umiditatea din sol, din acest an, ni se interzice acest lucru și ni se recomandă și suntem obligați ca pe acea suprafață să nu mai intervenim decât cu 2 săptămâni înainte de recoltarea următoarei culturi din toamnă. Și eu atunci stau și mă întreb, îmi pun întrebarea, ca fermier și ca practician, de o viață de când lucrez în agricultură. Noi, neavând sisteme de irigații și prima grijă a unui fermier este să păstreze umiditatea în sol, pentru că vedeți, condițiile climatice s-au schimbat și suntem în fiecare an afectați de secetă și dacă tu mai vii cu condiția ca să ne obligi să lăsăm terenul să elimine toată apa în sol și să intrăm peste cu 2 săptămâni înainte, când el este beton și nu putem să-l pregătim, ce răsărire vom mai avea noi la toamnă pentru culturile care semănăm în toamnă și ce densități vom avea și ce producții în final vom avea. Dacă vrei să iei subvenție pe zona zie, ești obligat ca din suprafața totală care o declar la APIA, 10% trebuie să fie plante fixatoare de azot, mazăre, lucernă. Proteice, plante proteice. Plante proteice.
în cursul anului 2023. În cursul anului 2024 se revine, cum era și înainte, 5% plante fixatoare de azot și 5% ești obligat să lași terenul pârloagă. Și vă mai dau un exemplu. În astea 10% plante fixatoare de azot, de cum sunt eu, în persoana mea, eu am semănat mazăre. Această mazăre nu ai voie să folosești substanțe chimice la ea. Și tu atunci, în situația în care nu poți să folosești substanțe, tu nu ai să poți să recoltezi sau să faci o producție mare. Au fost ani în care am băgat discul și am îngrășat terenul, pentru că n-am putut să o recoltăm, dacă nu poți să folosești substanțe chimice. Și îmi fac un calcul, deci 10% din suprafață, fac cheltuială, nu realizez venit și sunt obligat să plătesc și arenda pe terenul care l-am în arendă. În anul 2024 nu vom mai pune 10%, vom pune 5% plante fixatoare de azot, dar 5% vom fi obligat să lăsăm terenul pârloag. Adică, nu pârloag, în sensul că trebuie să-i facem o lucrare de arătură sau minim til, în cursul anului trebuie să-l îngrijim, să nu fie buruient pe el, dar în schimb noi nu realizăm nimic venit. Plus că trebuie să plătim arenda la arendator. Observațiile fermierului Ioana Chim trimit la cerințele din cadrul Ecoscheme 31, scheme pentru climă, mediu și bunăstare animalelor, plăți directe 04, practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil din Planul Național Strategic 2023-2027. Cuantumul acestei subvenții este de 56 de euro per hectar, plătit pentru toată suprafața arabilă a fermei, deși cultura de plante proteice trebuie înființată pe numai 10% din suprafața totală a fermei. Cei 56 de euro per hectar se adaugă subvenției de bază de aproape 100 de euro per hectar. Dacă un fermier lucrează 500 de hectare și aplică pentru plăți directe 04, practici benefice pentru mediu, aplicabile în teren arabil, pe lângă subvenția de bază de 50.000 de euro pe an, mai poate câștiga încă 28.000 de euro anual. Planul Național Strategic ar trebui privit ca o sumă de oportunități pentru fermieri, nu ca o sumă de dificultăți. Un expert care cunoaște temeinic noua legislație europeană mi-a spus că regulile pentru fermierii români sunt, citez, parfum față de regulile pe care trebuie să le respecte fermierii din multe alte state europene. Tema importurilor de cereale și semințe oleaginoase din afara Uniunii Europene, cea mai mare cantitate provenind din Ucraina, țară atacată militar de Rusia, nu s-a numărat printre temele propuse inițial pentru discuția cu cei doi fermieri din Răcari, dar fiind o temă de strict actualitate, am adus-o totuși în discuția noastră. Este deja bine știut că marile asociații ale fermierilor români au solicitat inițial o sumă de 200 de milioane de euro drept compensație financiară pentru daunele care ar fi fost cauzate de intrarea în țară a mărfurilor agricole din Ucraina. Comisia Europeană a aprobat numai 10 milioane de euro, a ieșit scandal public cu reverberații la Bruxelles, inclusiv președintele României, Klaus Iohannis, și-a exprimat nemulțumirea și, în cele din urmă, Comisia Europeană ar fi gata să acorde un sprijin financiar de 24 de milioane de euro, guvernul de la București având prerogativa să pună la bătaie încă 24 de milioane de euro. Indiferent de suma totală care va fi alocată de la bugetul public, european și național, o întrebare se impune a fi formulată. Cum vor fi împărțiți acești bani fermierilor români, inclusiv lui Ioana Chim și Valentin Mircea din Răcarii Dâmbovițe? În ce privește ajutorul financiar oferit de Uniunea Europeană țărilor care au avut și au de suferit din cauza importurilor de cereale din Ucraina? Uniunea Europeană a dat 10 milioane de euro, a ieșit scandal, vrem mai mulți bani. Să fie mai mulți bani, o asociație de fermieri a cerut 200 de milioane de euro. Să zicem că se aprobă această sumă. Dumneavoastră, cum vedeți, cum ar trebui împărțiți banii ca să ajungă și la dumneavoastră, că și dumneavoastră sunteți fermieri români? Cum ar trebui împărțit acest cașcaval fermierilor români? Cum vedeți? Care ar fi formula de calcul, domnul Achim? E cam problematic. Nu pot să... Nu știu cum se fac calculele.
la APIA, la Direcția Agricolă, nu știu cine le repartizează, dar bănuiesc că o metodă ar fi fermierii care au fost prinși, au rămas cu produse pe stoc, în funcție de cantitățile care au fost livrate către trader, ar trebui să vină cu factura și în funcție de tonajul pe care l-au livrat, să primească pe fiecare tonă livrată o anumită sumă. Sau deci stocul. Dumneavoastră spuneți că stocul din ferma fiecărui fermier ar fi criteriu în baza căreia să se acorde acești bani, aceste compensații. Da, dar acest stoc să provină din producția realizată pe suprafața pe care o lucrează. Că sunt și unități care își fac stocuri cumpărând de la alți fermieri mai mici. Și atunci, nu cred că este... Adică e vorba de acei fermieri care sunt și trader. Care sunt și trader, bineînțeles. Unii poate au adus cereale chiar din Ucraina. Da, bineînțeles. Deci pentru fermierii care ei produc și au livrat aceste cantități de cereale. Lasă, domnul Mircea, cum ați vedea? Cum ar trebui împărțiți banii? Și după părerea mea, eu zic că tot la fel ar trebui, pentru că nu ai altfel cum, chiar dacă ai vrea, pentru că nu ai cum decât să demonstrezi cu niște documente unde se poate, vedeți dumneavoastră, e puțin de încălcită problema. Eu zic că sunt destui de mulți specialiști care ar putea să stabilească prin minister sau unde. E complicat, e puțin complicat, pentru că sunt fermieri care au vândut deja de la recoltat și au primit, să zic, prețul. Ei n-ar mai intra, nu? În calcul, să zicem, sau cum dintr-un punct de vedere, nu. Așa ar fi normal. Și sunt fermieri care au stocat și fenomenul, tranzitul sau care e el, au dus la niște pierderi destul de mari pentru ceilalți. Dar ar trebui verificat strict stocurile din producție, adică nu stocurile din achiziție, cum sunt unii fermieri și trader. Părerea mea tot asta e. Încă eu nu pot să spun, pentru că nu mă pricep de ce să zic atât de bine, să spun, domnule, făcut așa sau așa, sau poate spun eu, dar trebuie să se ține cont de niște lucruri. Aici este greu de dat, dar este, după părerea mea, binevenită această sumă. Nici nu știu cât va fi, dar gândiți-vă că e binevenită pentru că pierderile sunt destul de mari. Dacă este adevărat că nepoții moștenesc genetic bunicii, atunci Victor, nepotul de numai 4 ani al fermierului Ioan Achim, are toate șansele să devină un bun fermier pe câmpiile răcarilor, mai ales că este deja familiarizat cu prezența utilajelor agricole, în apropierea cărora își parchează și el mașinuțele lui. Despre schimbul de generații în agricultura din România, o temă importantă, vom vorbi într-o ediție viitoare a emisiunii Viața Satului. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a anunțat condițiile pe care trebuie să le îndeplinească anul acesta crescătorii de oi și capre care vor să ia subvenția APIA Mare, sprijinul cuplat pentru venit PD24. Cuantumul acestei subvenții este de maximum 24 de euro pe cap de animal, potrivit Planului Național Strategic 2023-2027. Beneficiarii sunt persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane juridice. Solicitanții sprijinului cuplat pentru venit specia ovină trebuie să fie fermier activ, crescător de animale din speciile ovine și să îndeplinească anumite condiții, dintre care enumerăm: efectivul de animale să aibă între 150 și 500 de capete de femele ovine sau berbeci, inclusiv pe beneficiar, cu excepția celor din UAT-urile din zona montană, pentru care se solicită sprijin cuplat pentru venit, pentru un efectiv cuprins între 60 și 500 de capete femele ovine sau berbeci. Animalele din exploatație trebuie să aibă vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare. De asemenea, femelele ovine sau berbecii din exploatație trebuie să aibă vârsta de maximum 8 ani pentru femele și, respectiv, maxim 6 ani pentru berbeci.
Și solicitanții sprijinului cuplat pentru venit specia caprină trebuie să fie fermier activ și să îndeplinească anumite condiții, cum ar fi: efectivul de animale trebuie să fie de minimum 50 și maximum 500 de capete de femele caprine sau țap de reproducție. Animalele pentru care se solicită sprijin cuplat pentru venit trebuie să aibă vârsta de minimum un an. Fermierii cu un efectiv mai mare de 500 de capete de femele caprine sau țap de reproducție solicită și beneficiază de sprijin cuplat pentru venit calculat la nivelul la maximum 500 de capete. Femelele caprine sau țapii de reproducție din exploatația pentru care beneficiarul solicită sprijin cuplat pentru venit trebuie să aibă vârsta de maximum 8 ani femelele și respectiv maximum 6 ani țapii de reproducție la data limită de depunere fără penalizări a cererii de plată.